Bun găsit, stimați prieteni, iată, am început săptămâna împreună luni, am continuat-o marți și iată, așa cum stă bine unui om harnic, încheiem tot împreună vineri. Astăzi vă propun o emisiune legată de tema politicului, asta pentru că este, se pare, o ruptură cât se poate de serioasă în coaliția guvernamentală și nu putem să ratăm apropiatul referendum pro-Țintești, adică mărirea suprafeței orașului, municipiului Buzău. Alături de mine în emisiune și mulțumesc pentru prezență domnului Mihai Moraru, președintele filialei județene de la USR Plus. Domnul Moraru, mulțumesc frumos pentru prezență. Bună seara! Așadar, fierbere mare în coaliție, dacă ne puteți desluși cam cum stăm aici, cel puțin în plan local, în plan județean. Am văzut, premierul a ieșit, a făcut o declarație, a trecut acel vestit program Angel Salini, despre care cred că multă lume cunoaște puține sau foarte puține. E fostul PNDL. Da? Am înțeles. În ce stadiu vă aflați? Cum stă Uniunea USR Plus la Buzău legat de aceste fricțiuni de votare a acestui program în lipsa, înțeleg, a miniștrilor dumneavoastră pe care îi aveți în guvern? Noi am avut un comitet politic care s-a încheiat acum o oră, aproximativ o oră, și acolo toți colegii din care am fost prezenți din țară am decis să susținem ceea ce liderii de partid și Biroul Național l-a decis cu 20 de nume, și anume retragerea sprijinului politic pentru domnul Câțu și depunerea unei moțiuni de cenzură luni, în cazul în care până luni domnul Câțu nu renunță la funcția de prim-ministru. De ce? Pentru că, în primul rând, această poziție de forță prin care domnul Câțu demite miniștrii USR Plus fără consultări, astăzi, de exemplu, colegii USR Plus din Ministerul Justiției au aflat că li s-au luat atribuțiile, începând la secretar de stat până la șef de departamente. În același timp, sunt colegi în alte ministere care sunt amenințați la fel că atribuțiile pe care le au și proiectele pe care le vor fi luate, deci domnul Câțu cumva încearcă să scape de USR Plus la guvernare. Nu e prima dată, asta este planul, cred că este planul domnului Klaus Iohannis, dacă mai țineți minte, de a avea guvernul meu. Da. De ce a făcut asta? În primul rând, atât domnul Iohannis cât și domnul Câțu au gândit această mișcare în felul următor. USR Plus nu poate colabora decât cu PNL-ul, mai avem un parlament PSD și AUD, plus minoritățile. Dacă, ce pot face ei dacă noi îi dăm afară la guvernare? Și au zis, nu pot face nimic, tot la noi se întorc. Lucrurile nu sunt așa. Tocmai de aceea am decis să depunem moțiunea de cenzură în parlament, astfel încât orice parlamentar, indiferent de culoarea politică, să-și poată spune opțiunea, mai susține acest guvern sau nu mai susține acest guvern. Deci moțiunea va fi inițiată de către dumneavoastră, de partea dumneavoastră? Da, astăzi textul final al moțiunii a fost transmis celelalte partide, PSD și AUD. Avea și PSD o moțiune pe care ne-am spus că nu suntem de acord cu textul moțiunii respective, deci moțiunea va fi depusă de noi și orice parlamentar, că este UDMR, că este PSD, că minoritate sau că AUD, poate susține, că este PNL, o poate susține parlament și poate semna pentru textul moțiunii și mai ulterior poate vota. Da, în condițiile în care premierul Câțu astăzi a apărut cât se poate de sigur pe dumnealui, mai ales că a și trecut acest proiect și că nu va ceda în sensul să-și prezinte demisia, probabil asta doriți dumneavoastră, nu? Păi da, haideți să ne aducem aminte că am avut episodul Vlad Voiculescu, da? La episodul Vlad Voiculescu, domnul Câțu a avut o mișcare identică cu cea de acum câteva zile, și anume, l-a demis pe Ministrul Sănătății fără niciun fel de consultare cu USR Plus. A decis, ne-am aflat de la televizor, de fapt, că domnul Câțu a decis să îl înlocuiască numai pe Vlad Voiculescu, pentru că la vremea respectivă mai avea în plan, dar s-a oprit acolo, fără nicio evaluare, fără nicio consultare, și motivele au fost pur și simplu puierile. S-a dovedit după aceea, după ce a venit Ioana Mihai la Ministerul Sănătății, s-a dovedit că Vlad avea dreptate, că de fapt raportările pentru cazurile de COVID erau greșite. Și de aceea aminte că la 60 de zile după ce Vlad a plecat la minister, s-a demonstrat că acele raportări au fost greșite. Adică erau umflate, ziceți? La asta se referă? Sau nu erau umflate, erau subraportate,
Tocmai pentru ca guvernarea Orban, inițial în 2019, în 2020 și mai apoi guvernarea Cățu, să dea bine. Adică avem o mortalitate scăzută. Aha. Lucrurile nu erau așa. Bun, s-a schimbat sistemul de raportare, dar se pare că domnul Gâțu nu poate să treacă peste momentele în care minciunile pe care le spune ajung să fie probate cu documente și cu fapte. Și atunci planul dumnealui a fost acela de a ne-a introduce pe noi în competiția din PNL. Pentru că asta este planul acum. Domnul Câțu încearcă prin acest PNDL Angel Saligny să câștige președinția Partidului Național Liberal. De fapt, ceea ce i s-a cerut din teritoriu, dar vă spun că nu are nici sens. Și știți de ce? Acest proiect Angel Saligny, bani pentru el nu există. Cele 10 miliarde de euro din proiectele nu există nicăieri astăzi. Absolut nicăieri nu există. Prin urmare, primarii PNL, și numai PNL, primarii toți din țară nu primesc nimic. Deci au de așteptat mult și bine. Da, nici nu știm dacă va intra vreodată în vigoare. De fapt, acești bani pot ajunge în program doar dacă ne împrumutăm 10 miliarde de euro și are să o luăm în felul următor. Suma este imensă. De ce? Anul acesta nu poate fi pus în practică. Poți să-l pui în practică undeva la jumătatea anului viitor să vină primi bani. Ai un termen de finalizare a întregului proiect până în 2028. Deci, practic, tu trebuie să te împrumuți în 2 ani aproape 10 miliarde de euro. Sumă imensă. Gândiți-vă că luăm prin PNRR aproape 20 de miliarde de euro fără împrumuturi, da? Deci, o sumă imensă. Fără să pui un sistem de control, pentru că ne aducem aminte toți de investigațiile jurnalistice cu becurile de 2000 de euro bucata și asfaltul turnat pe pământ și nimeni n-a răspuns pentru el. Și 10 miliarde de euro în condiții în care tu ai oricum un grad de îndatorare foarte mare ca țară, ai un deficit bugetat oricum foarte mare, mi se pare o prostie, mai ales în condiții în care vedem că ne apropiem încet încet de o criză economică globală în care prețurile cresc, materiile prime sunt deficitate. Iar noi ne angajăm la 10 miliarde de euro să mai împrumutăm pentru investiții care nu pot fi controlate. Pentru că aici este problema. Noi am depus amendamente pentru PNDL, l-am văzut astăzi pe domnul Câțu în conferință de presă, chiar că venea spre dumneavoastră, iarăși, cu o minciună, îmi pare rău că spun, dar asta e adevărul, cu o minciună grosolană, prin care spune amendamentele USR Plus nu au fost cunoscute de către noi, fals, ele au fost comunicate în ultima ședință a coaliției, când PNDL-ul a fost ultima asta coaliție, pentru că știți cum a fost? A fost ultima ședință a coaliției, s-au pus proiectele pe masă, fiecare partid ce ar vrea să susțină perioada următoare, printre care și acest Angel Saligny. S-a decis în coaliție că acest proiect rămâne încă în așteptare până când se face o procedură corectă de cheltuire a banului, iar a doua zi domnul Câțu l-a pus pe agenda guvernului. Ce încredere să ai un astfel de om? Deci te întâlnești cu dumnealui, agrezi un calendar în coaliție, iar a doua zi în ședința de guvern, vii și pui pe ordinea suplimentară fără să informezi partenerii de coaliție. Păi îmi aduc aminte că așa facea Liviu Dragnea, numai că îl făcea noaptea, domnul Câțu face dimineața. 3. A forțat și a apărut în presă astăzi documentul, a forțat pentru că nu avea avizele acest proiect, iar avizul la Ministerul Justiției este foarte important, a forțat obținerea acelui aviz. E un termen legal, maxim 4 zile în care Ministerul Justiției trebuie să trimită acel aviz. A forțat, Ministerul Justiției nu a primit documentul în original formă finală, nu avea ce să avizeze și atunci l-a schimbat pe Stelian Ion din funcția de ministru al justiției, motivând că nu a dat avizul. Astăzi a apărut în presă de la registratorul Ministerului Justiției dovada că proiectul a ajuns la minister după demiterea lui Stelian Ion. Despre ce discutăm? Este a doua minciună a domnului Câțu Mare în decurs de 2 zile. N-ai cum să colaboreze așa într-o coaliție în care încrederea este foarte importantă. Nu poți să te joci cu 10 miliarde de euro pe care le pui într-un program în care n-ai niciun sistem de control și pe ordinea suplimentară fără să anunți pe absolut nimeni. Da, avem nevoie de bani pentru rețele de gaz, pentru rețele de apă, pentru drumuri, dar n-ar trebui cumva să vedem care sunt zonele, satele, orașele care ar trebui prioritizate, n-ar trebui să fie un sistem de control, pui 10 miliarde de euro, sumă imensă, da? Eu întrebam chiar ieri, bine, doamne, dacă vrei 10 miliarde de euro în investiții și având în vedere că jumate din spitalele județene din țară la primul cutremur de 7 grade cad și că un spital județean costă în medie între 50-70 de milioane de euro, atât costă. De ce nu aloci 10% din acest PNDL, 15% pentru construcția a 15-20 de spitale județene? Măcar un spital nou la fiecare 2-3 județe. Pentru că aia e o prioritate, suntem într-o pandemie, adică
mi se pare incredibil cum se judecă lucrurile. Tu trăiești într-o pandemie, un sistem medical depășit, învechit și tu aloci bani în așa fel încât o primărie, nu contează ce culoare politică are, să poată face absolut ce proiecte își dorește cu acei bani, dar pentru lucrurile cu adevărat importante, nu le iei în calcul. Întrebare, aceste proiecte sunt deja pregătite? Adică au venit, domnule, cam asta ar fi baza proiectelor, iar pe baza acestor proiecte să așteptăm să ne vină niște bani. Nu, nu, dar numai că nu sunt pregătite. Acum, haideți să o luăm în fermător, avem deja la ora asta, avem sate care au deja investiții făcute prin PNDL-urile anterioare și care nu le pot menține, că nu au bani în buget. Deci vă spun sincer că sunt proiecte în PNDL prin care primările au făcut anumite investiții, drumuri, rețele de apă, mai zic că unele sunt nefuncționale, pentru că rețeaua există, dar nu există conexiunea la poartă, în casa omului. Dar ei nu le pot, nu au bani în buget să le întrețină. Și atunci am pus și eu întrebarea, nu ar trebui cumva o analiză în spate? Care este primăria care își permite, ca oameni, ca bugete, să nu numai să facă investiția, cum am înțeles, dăm bani, dar să o întrețină după aceea. Pentru că dacă faci o rețea de apă nefuncțională, cum sunt destul de multe în țara aceasta, făcută tot prin PNDL, nu ne știu cu nimic. Avem un Buzău. Dacă mergem de aici până la Micu Sărat, veți găsi rețele de apă în sate și comune care nu au presiune oamenii la rețeaua de apă. Apă de slabă calitate de potabilă. Rețele care nu s-au finalizat, tot prin PNDL. Care a fost efectul acolo? Păi efectul a fost că neexistând o expertiză în primul rând care se vină de sus în jos, adică eu așa aș vedea la Ministerul Dezvoltării, cu Ministerul Fondurilor Europene, cu Ministerul Economiei chiar, cu Ministerul Finanțelor, să gândească o procedură pentru un ghid, pentru primari. Doamne, noi dăm banii ăștia. Ce poți să faci cu ei? Drumuri, apă, canal, să zicem, da? Dar uite care ar fi criteriile pe care ai dus să le iei în calcul pentru a nu cheltui banii degeaba. Că să schimbi într-adevăr în bine viața oamenilor din comunitate. Mai sunt multe comunități care astăzi sunt depopulate masiv. Destul de mult. Știu sate care aveau cândva 2000 de locuitori și acum mai au sub 1000. Sate care nu au, din păcate, iar le spun din păcate, mi-aș dori să aibă, dar nu au, șanse economice. Pentru că e clar, omul dacă trăiește într-un sat, pleacă, de ce pleacă? Pentru că nu își găsește un loc de muncă sau un loc de muncă bine plătit acolo, da? Sau eventual undeva unde reușești să încasezi un salariu cu muncă mai puțină. Păi dacă faci acolo o rețea de apă într-un sat care e depopulat, cine o va folosi? Pentru că dacă tu ai un grad de ocupare de 50%, de 40%, e clar că nu vei putea susține acele costuri. Nu vei putea susține ca primărie. Și iarăși investim, să știți că avem în țara asta inclusiv spitale noi care stau închise. Și avem în zone în care a existat intenția, dar nu a existat partea a doua. Să poată susține costuri de înființare, că și domnul Tom avea să facă la Buzău un spital municipal. Dați-mi da. Nu a avut expertiza ca să poată gândi bine acea investiție și doi, nou personal, pentru că avem o criză de personal în sistemul sanitar. Și au construit un spital, ceea ce este bine, dar nu l-au gândit cum trebuie acel proiect. Pentru că poate decât să faci un spital, dau exemplu acum, nu știu, la Micu Sărat, poate îl faci la Buzău, da, să zicem. Au fost primari care au gândit astfel de proiecte fără niciun plan. Aici este prima, cum cheltui banul public? Ce faci cu banul public? Într-adevăr, toată lumea și toți ne dorim să avem străzi cât mai bune, trotuare cât mai bune, spitale cât mai bune, să avem rețele de gaz acolo, de apă, de canal. Dar haideți să le judecăm, să le gândim. Avem momentul de față primării care nu își permit nici măcar să aibă serviciu de salubritate. Da. Da? Iarăși, unde stăm foarte la nivel național, vom plăti către Uniunea Europeană bani, amenzi, pentru că nu reușim să ne strângem gunoiul, să reciclăm un anumit procent din ceea ce luăm din gunoiul menajer. Și vorbești cu primarul și spune-le, nu am bani în buget ca să pot să fac colectare sau nu am bani ca să pot să substitui plata serviciului respectiv pe care mici cetățeni nu și-l pot permite la plată. Ok, am înțeles, dar dacă avem sate depopulate în care nu mai are cine să susțină acel serviciu, faci degeaba o astfel de rețea. Efectiv degeaba.
Da. Domnule Moraru, ce șanse de reușite, apropo de această moțiune pe care urmează să o depuneți luni, în cazul în care nu se întâmplă ceva care să aplaneze acest conflict iscat în coaliție? Singura planare a conflictului ar fi demisia domnului Câțu. Este clar. Noi am spus-o foarte clar că nu mai există altă soluție pentru a plana acest conflict. Îmi pare rău că domnul Iohannis nu și-a luat serios rolul pe care l-are potrivit Constituției de mediator. Da? Pentru că nu l-am văzut în aceste zile. Da, auzeam la postul central că ar fi fost poate nimerit să vină să prezideze acea ședință de guvern, să vadă despre ce este vorba, apropo de elementele, amănuntele pe care le-a spus, cum că au apărut la registratură după aceea tot ceea ce se... Da, sunt deja trei zile în care domnul Iohannis nu știe nimic. Rolul de mediator nu există astăzi în viața politică. Aceasta e singura soluție de aplanare. Demisia domnului Câțu și formarea unui nou guvern. Și realistic? Așa, în procente, cât sperați să se întâmple? Șansele moțiunii sunt foarte mari. Nu, nu, nu. Ăsta ca să nu mai ajungeți la moțiune. Adică să... Aici... Domnul Câțu să înțeleagă să retragă. La cum am văzut pe domnul Câțu azi, nu cred că există. Domnul Câțu, și în declarația pe care a făcut-o mai devreme, acum o oră și un pic, spune că nu va accepta această soluție, că din al lui lucrează în interesul românilor. E un populism la domnul Câțu, cum la mea a fost dat să văd în politica. Spuneți că miza acestui proiect este tocmai pentru a câștiga șefia partidului? Da, da. Este un proiect mai mare și îmi dau seama că domnul Klaus Iohannis, care a apărut la televizor cu o declarație pe care n-a înțeles-o nimeni cu o oră și un pic înainte ca domnul Câțu să-l demite pe Stelian Ion la Ministerul Justiției, îmi dau seama că de fapt este un joc, pentru că domnul Câțu nu face de capul de ce face acum. Face cu girul domnului Iohannis. Dovadă că domnul Iohannis a ieșit și ne uitam tot de ce fie ieșit Iohannis să vorbească despre coaliție și probleme și întrebarea care e problema, pentru că noi nu știam la acel moment că domnul Câțu urmează să-l demite pe Stelian Ion. Nu știam, dar Dali știa. Iar la o oră după declarația domnului Iohannis a venit decizia domnului Câțu, pe care domnul Iohannis a aprobat-o, fără nicio părere. Vreau că avea 15 zile la dispoziție, a aprobat-o a doua zi. A primit demisia seara și a doua zi a semnat-o. Fără să cheme la consultor. Adică dacă domnul Iohannis voia să fie mediator, în momentul în care a primit de la domnul Câțu demiterea lui Stelian Ion, trebuia să zică, ok, chem la consultor partidele din coaliție. De ce? Pentru că după demiterea lui Vlad Voiculescu, între PNL, UDMR și USR Plus s-a făcut o anexă la protocolul de coaliție, prin care s-a decis clar că nu se poate repeta episodul Vlad Voiculescu. Adică nu mai poți demite un ministru fără să te consulți cu partidul care susține pe acel ministru. Și domnul Iohannis știa acest lucru. Și atunci, tu n-ai chemat la consultă partidele după ce erai conștient și știai că această coaliție se va dărâma. Ceea ce mă face să cred foarte clar că domnul Iohannis, în disperare de a reuși să-l înscăuneze pe domnul Câțu la șefia PNL, îi girează aceste acțiuni. Domnul Orban mi se pare cumva captiv în propriul partid. Mi s-a părut jenant ieri să văd biroul național permanent al PNL care nu l-a chemat pe președinte de partid în timp să ajungă la biroul național, mi se pare... Cel care e în funcție, da? Care e în funcție, da. După care... A fost și nestatutar acea ședință a Biroului Național. A venit domnul Orban seara și ne-a comunicat că doar el poate convoca Biroul Național. Mi s-a părut cumva, cum să spun, politică de amatori, că n-am cum să o numesc altfel. Azi a avut o altă ședință a Biroului Național, de data asta convocată de domnul Orban statutar, și Biroul Național, în unanimitate, a decis să ne apărăm domnul Câțu. Ok, noi depunem moțiunea luni. Moțiune care, eu zic, sunt sigur că va trece. Asta și pentru că celelalte două partide parlamentare au spus că vor vota pentru. Și după aceea o luăm de la cap. De fapt, PNL-ul cred că și-a dorit această criză în speranța că va reuși să guverneze, să aibă un guvern minoritar. Știți că nu e prima dată când se întâmplă. A făcut-o și domnul Tăricean acum mulți ani. A făcut-o și domnul Băsescu după, cu guvernul Boc minoritar. Atunci ambele au fost susținute de PSD. Nu m-am mirat să fie și acum același plan. Guvern minoritar PNL susținut de PSD. Domnule Moraru, cine are de câștigat, cine are de pierdut din toată această vânzoleală în plan politic? De câștigat nu știu cine are, dar știu cine crede că are de câștigat. Cu siguranță domnul Câțu își imaginează că va reuși să ajungă președintele PNL.
Și după aceea, normal, a venit să spună că dumnealui va trebui să fie și prim-ministru pentru că e președintele PNL. Își imaginează că are de câștigat. Nu înțeleg pe domnul Iohannis, care este în al doilea mandat, de ce mai este în campanie electorală, pentru că dumnealui ar fi trebuit... Am tot sperat la primul mandat, am zis, ok, a fost PSD-ul, a fost Liviu Dragnea, n-a putut să-și ia atribuțiile în serios pentru că era mereu blocat. Acolo la mandatul al doilea, când oricum nu mai candidezi, da? Eu mi-aș fi dorit să văd un președinte mult mai activ. Și să rămână ceva memorabil. Exact. Singurul lucru pe care domnul Iohannis l-a putut produce în anii de mandat este proiectul România Educată, pe care l-a scos de la naftalină și a șters praful după el pentru că are aproape 4 ani. Un proiect care, iarăși, domnul Câțu îl ia pe repede înainte și vrea să fie gata implementat într-o lună de zile, mi se pare iarăși amatorism. Adică tu vrei să schimbi sistemul educațional într-o lună. Cum să schimbi într-o lună și când? Câteva săptămâni începe anul școlar. Da? Avem puțin și începe un nou an școlar. Iarăși, amatorism, imagine, populism, n-am cum să numesc așa. Până ceva. Și comuniștii erau conștienți la vremea respectivă că omul nou pe care și-l imaginau, mă rog, acolo în ceea ce privește teoria, se face așa la lung, nu e așa de... Da, nici măcar de pe un an pe altul, dar de pe o lună pe alta. Tot pentru campania din PNL vine și planul acesta de a face România educată într-o lună de zile. Deci, domnul Iohannis nu știu ce are de câștigat. Restul nu văd care ar fi câștigătorii acestei crize. Decât poate dacă ajungem la acel mod în care vom avea alegeri anticipate, cu siguranță PSD-ul se bucură de acest moment și probabil că vor avea de câștigat. Cine pierde, pierdem toți. Dar pierdem toți cei care sunt deplătitori de taxe în România, pentru că euro a început să crească de două zile. Da, am văzut că deja a fost un prag istoric. Da, proiectele vreme, care au început 92 de lei. O să intre într-o perioadă de stagnare toate proiectele. Începe școala. Da? Suntem în valul 4 cu peste 1500 de cazuri pe zi și noi, toată țara, de fapt, știți care e concluzia? Toată țara acum a intrat în campanie electorală internă a PNL-ului. Despre asta este criza aceasta. Deci toți românii care sunt acum în România, ei au fost incluși de către domnul Câțu în campanie internă din PNL, ca domnul Cât să ajungă președinte și probabil că o să-i punem după aceea toți poza la locul de muncă și acasă și să îi punem salcie sau măzdin la colțul tabloului. Asta este. Există această posibilitate ca vânzoleala asta, ca discuțiile astea cu moțiunea și ceea ce va avea ca și urmări să strecoare Partidul Social-Democrat din nou la guvernare? Există. Repet, am avut de două ori în istoria recentă un guvern PNL și un guvern PDL, ambele susținute de către PSD din umbră. Eu constat că acel USL, când s-a făcut PSD-PNL, n-a murit niciodată. El n-a murit niciodată. Tocmai de aceea că le este și ușor colegilor la PNL să primească atâția colegi la PSD, fie primari, fie acum în Buzău, foști inspectori școlari sunt de PSD. Este o adevărată, cum să spun, o perioadă de transferuri făcută, nu știu cum să mai zici, pentru că vezi oameni care au fost implicați în scandaluri publice, care au fost acuzați pentru fapte de corupție, care au fost acuzați pentru incompetență și pe care îi blama și PNL-ul până la alegeri și acum îi vezi la PNL. Ce ai putea să înțelegi de aici? Domnul Moraru, ce părere își face Europa despre noi legat de toate lucrurile acestea? Noi am fost, am avut mereu o politică sălbatică, din păcate. Și putem să ne uităm că în ultimii 20 de ani am ratat atât de multe oportunități, încât cred că Europa nu mai e surprinsă de politica sălbatică din România. Acum avem această oportunitate de a dezvolta infrastructura și economia prin PNRR. Dar nu numai PNRR, pentru că sunt și alte fonduri europene care vin. România ar avea un buget estimat la aproximativ 80 de miliarde de euro pentru următorii 7-8 ani. Înclin să cred că tocmai aceasta este și miza. Și anume, fiind coșul atât de bogat, cu atât de mulți bani, sunt oameni acolo care își doresc chiar să avem contracte de consultanță pe milioane de euro pentru proiecte care nu se realizează.
becuri de 2000 de euro, să avem iarăși firme de casă care fac anumite studii de fezabilitate pentru proiecte care nu mai încep. Gândiți-vă că sunt 80 de miliarde de euro. Mă uitam și mă uit și acum la CV-urile unor oameni care ajung în funcții de miniștri. Mă uitam la CV-ul domnului Dan Vâlcean, care eu am spus de când a fost numit că acea numire îi jignește pe toți oamenii care sunt contabili, care lucrează în bănci, nu mai zic de finanțiștii mare țării. Nu poți să pui ministru de finanțe un om care singura experiență pe care este că a lucrat la firma lui mama și a lui tata, firma lui mama și lui tata care a făcut un singur lucru, afaceri cu statul, prin care a jumulit companiile de exploatare a cărbunelui, care au niște datorii imense, de milioane de euro. Asta a făcut domnul Dan Vâlcean. În rest, în CV-ul lui nu scrie nimic. Ah, ba da, a mai făcut niște doctorate și niște facultăți, la vârste înaintate, doctorate plătite, ca să poată să compareze CV-ul cu ceva. Cum să-l pui pe Dan Vâlcean în ministrul de finanțe? Atât timp cât pui un astfel de om în fruntea Ministerului de Finanțe, îți dai seama că intenția ta de a avea o politică bugetară sănătoasă, predictibilă, asta nu există. Tu l-ai pus pe Dan Vâlcean acolo, iarăși pentru că ești în campanie internă și că vrei să te voteze lumea din filiala respectivă. Dar, repet, cred că miza sunt cele 80 de miliarde de euro. Iar colegii din PNL acum, dacă fac transferul de la PSD, vor ca frumos o bună parte în cele 80 de miliarde să se ducă încet încet către conturile personale. Așa s-a întâmplat cu bugetele, dacă vă ați aminte, după 2007, după ce am intrat în Uniunea Europeană, știți-vă aminte câte cazuri de corupție au fost, pentru că au avut bugete iarăși imense, care nu, oamenii nu le simțeau. Noi nu le simțeam acei bani care vine la Uniunea Europeană. Pentru că nu vedeam lucrurile se întâmplă, auzeam doar sumele. De ce? Pentru că sumele au ajuns în conturile baronilor locali și ai politicienilor din PDL la vremea respectivă, da? Și mai apoi la PSD, și i-am trezit pe toți că au averi, au case, au conturi, case pe la Monaco și pe unde mai au, și banii acolo s-au dus. Românii n-au simțit imediat o dezvoltare a calității vieții, pentru că banii au dispărut. Ar fi o tragedie să pierdem banii ăștia acum, următorii 5 ani, pentru că nu cred că vom mai putea recupera decalajul. Adică decalajul între noi și Uniunea Europeană este destul de mare. Doar dacă ar lua ei înapoi și noi să mergem numai înainte. Nu cred. Așa nu cred. Nu? Și acum, tocmai de aceea avem mai mulți bani, pentru că România fiind mult în urmă, uitați ce se întâmplă cu facturile la energie electrică, da? Dar aveam nevoie de așa zisa liberalizare asta. Dar nu liberalizare e problema. Da? Nu, să știți că nu liberalizare e problema. Problema este că România, timp de 30 de ani, nu a făcut absolut nimic pentru momentul ăsta. Noi știam de la aderare din 2007 că trebuie să facem liberalizarea pieței de energie. Și dintr-o dată, în câteva luni, nu, dar noi am amânat momentul ăsta. Deci noi, pentru că n-am fost în stare să construim un sistem energetic competent și concurența să existe acolo, noi am păstrat, uitați-vă, mai știți dosarele cu băieții deștepți de energie? Da, au fost și cu foarte mulți, lângă noi aici, cum se numește. Foarte mulți în toată țara, da? PDL, PNL, PSD și PMP. Avem și noi un PMPist în Buzău care face milioane de euro încă din contracte cu statul român pe energie. Milioanele astea de euro care au fost furate, ce au făcut? Au dus la o rețea energetică învechită, fără investiții, fără modernizări, și noi astăzi ne uităm că dintr-o țară care exporta energie electrică, am ajuns o țară care importă energie electrică. Pentru că noi încă producem energie electrică din cărbune, care are taxe foarte mari, da? Pentru poluare, da? Mai țineți minte pe domnul Tăricianu, care a suspendat atunci proiectele de investiții pentru energie din surse regenerabile, eoliană și panouri solare? Ce spunea atunci? Domnule, suntem locul întâi în Europa. Eram și încă mai suntem la producție, dar nu producem în nicio altă parte. Nu mai e nevoie să investim. Nu s-a mai investit. Au plecat investitori în altă parte. Și acum ne uităm că importăm energie electrică scumpă. Păi importăm pentru că toți acești politicieni n-au vrut să facă decât altceva, să rămână cu firmele părinților lor, de când n-au mai avut ei voie, conectați la combinatul acela, la resursa aceea, la transportatorul acela și mai departe. Au cumpărat energie ieftină atâția ani, ei de-aia nici n-au avut liberalizarea pieței. O vindeau scump, ei nu făceau nimic, plimbau două foi. Dar statul român nici măcar nu licita energie electrică. Mergea firma domnului Dan Vâlceanu, da? Cumpăra pe contract, dau exemplu acum, o anumită cantitate de energie electrică
și pe care nici nu o plătea. Atenție, au fost unii care nici nu au plătit-o și firmele s-au închis. Nici măcar taxele nu le-au plătit. O vindea în altă parte, către un mare combinat și mai departe, culmea, tot la stat de cele mai multe ori, adică ei cumpărau la stat, vindeau tot la stat, făceau un profit uriaș, pentru că ei nu plăteau taxe, nu plăteau nimic, închideau firmele și statul rămânea păgubit pe multe părți. Și așa am ajuns astăzi să ne uităm că facturile la curent sunt destul de mari. La fel cum la gaze, noi strigăm de anul trecut, haideți să explorăm gazele din Marea Neagră. A fost acea știre falsă pe care și PSD-ul și PNL-ul au spus-o, nu domnule, că dacă exploatăm gazele din Marea Neagră, gazele acelea vor lua drumul țărilor occidentale. Nici n-avea cum să se întâmple asta. N-am început exploatările și acum vedem gazele se scumpesc și posibil să ajungă la un preț dublu până la intrarea în iarnă. Păi să le spună PNL-ul și PSD-ul oamenilor care se uită la noi acum, că în iarnă această factură poate pentru încălzirea unui apartament va ajunge la sume colosale, poate de 800 de lei pentru o centrală. Domnul Murat, înainte de a trece să discutăm și despre ceea ce ne roade așa pe plan local, deși nu ne roade pe toți, numai pe unul dintre noi, legat de referendumul acela cu unirea cu Țintești, haideți să concluzionăm și nu are legătură cu COVID-ul. Când ne mai facem noi bine în țara asta? N-aș ști să vă răspund la întrebarea aceasta. Dintr-un motiv simplu. De fiecare dată, mereu când sunt alegeri în România, mă duc cu speranța că vom avea o clasă politică, în primul rând, mult mai conștientă de situația în care ne aflăm și mult mai responsabilă. Observ că de fiecare dată se întâmplă câte ceva. Chiar și când lucrurile merg bine, apare unul care dă cu bâta în baltă, ca să zic așa. De obicei, nu dau, cum am văzut, fake news-urile care au apărut de la PSD și de la AUG pentru că vin străinii să ne cumpere țara. Nu, domnule, ei fac asta pentru interesul personal, pentru golile personale, din prostia pe care o au. Da? Când ne mai facem bine, când oamenii din această țară vor înțelege că votul este foarte important, chiar dacă știu, e dezamăgitor, că mergi la vot și că îți promite primarul, parlamentarul, îți promite un program electoral de care nu se ține, dar nu putem renunța la opțiunea noastră, pentru că altfel am trece într-un regim autoritar și opțiunea noastră n-ar mai exista. Deci oamenii să meargă la vot. Știu că foarte mulți refuză de ceva timp, pentru că se vede o prezență la vot din ce în ce mai mică. Și după ce merg la vot, să-i tragă de mânecă și de ureche pe cei care nu-și fac treaba. Este atât de simplu. Din păcate, în România, foarte mulți români nu-și cer drepturile și o zic mereu asta. Nici în relația cu instituțiile. Avem o rată de reclamații foarte mică. Nici în relația cu, merge ca și cumpărător, în relație cu un magazin sau cu o companie mare și tot așa. Românii trebuie să-și ceară drepturile și să lupte pentru ele. Atunci când vom avea o masă critică de oameni care nu gândesc acum, domnule, oricum nu se schimbă nimic, asta au cel mai des. Dom'le, oricum nu se schimbă nimic. De ce să mă la vot? Dar le spun că trebuie să fie conștienți că asta se și vrea. Cei care de 30 de ani fac bani din afacerile cu statul pe energie, pe gaze și mai departe, ei asta și vor, să rămână acolo. Cum pot rămâne acolo? Păi, având o prezență mică la vot și reușind același partide să schimbe rolurile între ele, la câștigă PNL-ul, vine primarul la PSD, trece la PNL, la câștigă PSD-ul, îmi spunea, așa, ca o paranteză, USR Plus a zis că a deranjat și inclusiv în Buzău. Nici astăzi, și le spun tot buzăunilor care sunt la noi, nici astăzi nu există o instituție în Buzău unde USR Plus să fi numit un șef de agenție sau de instituție doar pentru faptul că este membru USR Plus. Nu există în județul Buzău așa ceva. Dar au încercat la mult să ne atragă, să ne cheme la masă, să împărțim postul, să facem. Am refuzat acest joc. Dar ei așa sunt. Și spunea un domn de la PNL, cum anumite posturi ei și le împart, dar fără să dea afară PSD-iști integral, numiți politic. De ce? Păi o să vină și PSD-ul la guvernare, nu? PNL-iști ce vrea să fie și ei de toți afară? Nu, mai rămân și ei acolo câțiva, să țină partidul. Cam asta este politica în România. Bună îngăduială face treaba. Dar nu este pentru interesul cetățenilor. Normal că nu, pe ce ăsta este interesul? Este pentru interesul personal și interesul de partid. Iar ce se întâmplă acum cu guvernarea, este doar o bătălie pentru bani din partea unei găști
care vrea iarăși să ia din cei 80 de miliarde în următorii ani cât mai mult să ducă în conturile personale, și pentru că ei nu ne vor acolo. Uitați-vă la Ministerul Transporturilor. Colegul nostru, Dulă, de 8 luni ministru, uitați-vă câte șantiere a deschis. A deschis șantiere care erau blocate de 5 ani, dar aveau nu știu câte studii de fezabilitate. De ce n-a făcut niciun ministru? Domnul Bode, care este acum interimat la justiție, ce a făcut ca ministru? Că a fost ministru, mai puțin să-l pună și pe ministru, domnul Bode, în câte ministeri a trecut. Câte șantiere a deschis? N-a deschis. Deci se poate. Dar se poate când mergi acolo, ai obiectivele pe care ți le-ai asumat, nu ai interesele personale, nu spui prietenii și camarela de partid din toate funcțiile din agenții și te duci cu un obiectiv clar, să fac treabă. Așadar, domnule Moraru, revenim la vorbele săracului Brucan, care spunea că 20 de ani de prostie, o chestie au de genul ăsta. Au trecut 20 de ani. Au trecut și mai trec și următorii 20 de ani, că deja am consumat din ei 11 aproape. Și spuneți că în momentul în care vom renunța la comoditate, când vom renunța să stăm așa în banca noastră mici și înghesuiți, de-abia de atunci când vom începe să ne cerem drepturile, de-abia atunci să avem ceva șanse. Da, și când verificăm informațiile. Numai că cu cât stăm așa mai mult în expectativă, mai punem un an, mai punem un an și ne va fi mult mai greu să săpăm ca să venim în capătul celălalt al tunelului. Da, uitați, eu în curând fac 40 de ani și mă gândesc așa cu tristețe că generația mea, aia care mai e prin țară, pentru că mulți au ales să plece din țară, foarte probabil, dacă nu voi vedea o schimbare în bine, fie va renunța să știți cum era acel vot de care spuneam, fie va pleca. Și atunci, generațiile apropiate de noi sunt cele care încă mai încearcă. Mă uit la tineri din ziua de azi și nu am ce să le spun. Le dau doate când primul lor gând e acela de a pleca din țară, pentru că ei își văd părinții, își văd familia dezamăgită, nu odată, ci de zeci de ani, și nu de ce să rămân și eu încă 10-20 de ani să îmi dau seama ca părinții mei că au trecut 20 de ani degeaba în țara aceasta. Toate că România chiar și așa a evoluat, numai că statul n-a fost în stare să evolueze cât a evoluat societatea și privatul în țara aceasta. Aici este problema. Pentru că avem antreprenori tineri, avem companii care s-au dezvoltat în ultimii ani, avem o societate care, ok, mai are de lucru la anumite componente, dar s-a dezvoltat foarte mult, numai că statul român a rămas încremenit în același sistem pe care l-a moștenit în 1990. Fiindcă îi stă bine celor care sunt puși bașa acolo. Pentru că îi stă bine și aceiași oameni politici. Sunt oameni care, dacă îi luăm și căutăm, vedem că de 20 de ani, de 30 de ani, de 15 de ani, ei fac politică. Păi, cum era cazul lui Meleșcanu, nu? Care era după vremea lui Ceaușescu și trecea dintr-o funcție în alta, bine, mersi. Da. Da. Rog pe colegul meu Alex, poate găsim niște imagini cu care să asezonăm așa discuția asta noastră legat de referendum. Domnule Moraru, ce mai e și cu referendumul ăsta? Da, ultima mare activitate. Mă scuzați că zâmbesc, dar referendumul ăsta este chiar o glumă. Am avut o reacție mai violentă zile trecute când domnul Toma, la finalul ultimei dezbateri din parc, a spus că are susținerea USR Plus. Susținerea USR Plus pentru... Atunci ați aflat și dumneavoastră, nu? Sau? Da, atunci am aflat. Susținerea USR Plus pentru acest referendum nu există, și o spun foarte clar, nu există. Noi nu am intrat și nu vom intra în această campanie. Bine, a fost o discuție legată, nu, de domnul Ungureanu, zic bine sau zic rotrăznaie? Domnul Ungureanu s-a delimitat cumva de, nu numai de filia la USR Plus, ci de partidul USR Plus. Dumnealui, lui, văd că mai nou este abonat la anumite televiziuni unde are alte idei. Da, am văzut și eu pe televiziunea centrală. Da, parcă mai astă toamnă stăteam, nu, chiar în decembrie, nu? Stăteam da, așa vedeți, aici. Oamenii sunt surprinzători. Și din alea acolo a mers în ședința de Consiliu și a spus că va face campanie ușă din casă. În casă, dar nu l-a văzut nimeni la Buzău. Acum nu știu unde face campanie. Da. Poate e o campanie pe care o face cu domnul Toma, dar nu-l vedem noi. Noi nu susținem acest referendum. Vorbim serios acum. De ce? Pentru că acest referendum a plecat din stat într-un mod abuziv. Și am să vă spun de ce. Acum domnul Toma, conștient că acest referendum nu va trece, încearcă cumva să ne aducă în ecuație și pe noi și pe colegii din PNL. La fiecare apariție publică, domnul Toma amintește că domnul Bolojan va veni la Buzău. Nici pe el nu l-am văzut. Habar n-am dacă va veni.
Astfel încercând să introducă PNL-ul în această campanie. Iar nouă ne reamintește că domnul Ungureanu, pe care nici pe el nu mai vede nimeni, va face campanie pentru referendum. De ce face asta? Încercând să aducă în discuție care e susținerea întregii clase politice. Și am spus foarte clar, eu am cerut de la început, de când am auzit până să fie oficial referendumul, i-am spus că cel mai corect mod ar fi să facă consultări cu toate partidele reprezentate în Consiliul Local. A refuzat. N-am primit nicio invitație la nicio consultare. A spus de la început că dacă vorbim de un referendum, el trebuie să aibă un proiect în spate. Adică nu unești două localități și după ce le-ai unit, descoperi ce o să faci cu ele. Nu! Mai ales când tu începi anul 2021 crescând taxele locale, crești taxele locale cu un procent semnificativ, spunând că nu, bugetul primăriei nu mai are bani, asta ce înseamnă? Că tu îți permiți să faci investiții în altă comună? Păi din ce? Dacă din tu nu poți... Din împrumuturi, domnul Mureanu, nici așa auzim. Nici ăla nu poate să le mai ia. Cât avem un spațiu mai mare, cu atât împrumutăm mai mult. Asta cu împrumutul nu trebuie să-i și dăm înapoi? Ce să vină din împrumuturi? Pentru că, vedeți, primăria Țintești vine în domeniul public cu 460 hectare de pășune. Prairie. Deci ce să aducă în domeniul public al municipiului Buzău? Nu aduce mai nimic. Da? Împrumuturile acestea, primăria Buzău este deja la un procent foarte mare de împrumuturi. Deja s-a aprins clopoțelul, nu? Da, eu tot așa anul trecut, când zicea lumea că am eu ceva cu domnul Toma, când a fost raportul Curții de Conturi, raportul Curții de Conturi, da? Spunea foarte clar, dacă primăria Buzău mai contracta împrumutul noi, va ajunge din 2022-2023 să nu le mai poată returna. Observ că în continuare primăria Buzău face împrumuturi, nu știm pentru ce, dar face. Acest referendum trebuia să aibă în spate un proiect, care nu există astăzi. Dacă luăm acea broșură pe care o aveți, acolo zâmbești doar citind ce scrie acolo, da? Domnul Toma ne spune că în urma acestei uniri viața sportivă din municipiul Buzău va merge la un nivel nemai văzut. Copiii vor învăța să citească, să lectureze mai mult. Da, copiii vor învăța să citească, de pe acum nu pot citi. Ne mai spune tot acolo că sănătatea Buzăunilor va fi mai bună pentru că alipim pădurea Țintești. Păi, dar acum pădurea Țintești nu este acolo? Adică va circula aerul altfel sau cum? Nu-mi dau seama exact. Nu apropiem, rămâne acolo, la locul ei, nu? Deci, acea broșură este o glumă de la un capăt la altul. Dar altfel, domnul Moraru, hârtie de calitate... Da, eu aș fi curios... Colorată... Bineînțeles, adică este o hârtie de campanie. Avem și noi niște fotografii, îl rog pe colegul meu Alex să ne prezinte acele fotografii. Conturul, posibilul nou contur al Buzăului Mare, dacă l-avem acolo la îndemână, să vedem. Iată, pus așa într-o anumită poziție, în partea dreaptă de jos e o bărbie, un pic mai sus un năsuc, și mai jos, dacă facem fotografia, un pic, iată, avem și un tălpic și sus, cam ca o scufie de piticuț, așa, da? Asta e varianta glumeață, desigur, nu are nicio... Iată, poate aici se vede un pic mai bine, parcă mai bine stilizat piticuțul despre care vă vorbesc. Bine, așezat într-o poziție, da, păcându-mi temele pentru astăzi, m-am uitat și iată, într-adevăr, Buzăul Mare are forma unui piticuț acolo. Buzăul Mare se va face nu ca suprafață, se va face ca dezvoltare. Buzăul Mare a trebuit să aibă un proiect de dezvoltare pe care nu l-am văzut. Această unire a trebuit să aibă în spate un proiect. Și ce înseamnă un proiect? Ce investiții vrei să faci? Investiții private, care sunt prioritățile pe care vrei să le pui în agenda investitorilor privați. Pentru că tu vrei să spui ok, noi prin această alipire să spunem vrem să dezvoltăm industria XYZ și vom oferi următoarele facilități către cei care vor dori să vină să investească aici. Da? Doi la mână. Ce investiții va face municipalitatea? Pentru că acea comună va avea de-a doua zi locuitorii vor fi ai municipiului. Ei trebuie să aibă transport asigurat, ei trebuie să aibă o infrastructură, măcar la nivelul municipiului. Bine, deja transportul ar fi asigurat, nu? Sunt acele autobuze care bănuiesc că circulă mai mult pe cheltuiala municipalității, da. Adică al celor care suntem deocamdată cetățeni ai municipiului, nu? Cred că da, acolo. Acele... noi susținem cam cei acolo să plimbă pe anumite costuri. Cam noi susținem, da, dar
Atenție că acele autobuze, această companie, e deja depășită. În acea minte, anul trecut, când copiii nu reușeau să urce în autobuz, care era deja plin și era la jumatea traseului, să meargă la școală. Deci nu, sunt servicii subdezvoltate. Mi se povestește, domnul Moraru, aici că se vor da, se vor oferi, se vor vinde, se vor da gratis din copii, familiilor tineri, terenuri, da, 500 de metri pătrați. Sub ce formă? Nu știu sub ce formă. Da, pur și simplu, pentru încurajare. Nu știu, va face o tombolă, habana, nu știu, vă spun că nu scrie. În alea și mi-a și a spus că va face 15.000 de case pentru tineri. Când lumea a spus, domnul Toma, 15.000 de case înseamnă foarte mulți bani și nu veți avea în zeci de ani bani pentru așa ceva, a zis, nu, domnule, am greșit eu, 5.000. Acum, n-avem niciun cost pentru alea 5.000 și un termen. De fapt, tocmai asta este altă problemă. Domnul Toma nu și-a asumat nimic cu acest proiect. Nimic. Nu există un termen acolo. În afară de campania, de o broșură electorală, domnul Toma nu și-a asumat să zică, domnule, ok, fac 5.000 de case până în anul X, fac un spital până în anul Y. Nu există nicio asumare. Dar nu există nici măcar o deschidere sumară a sumelor de bani, de unde vor veni și cum vor fi cheltuite pe aceste proiecte. Nu există nimic. Această broșură este atât de goală în informații, încât pur și simplu, dacă vrei să te decizi cum votezi, te bufnește râsul, la pagina 4. Ca să nu mai spun că a început campania asta printr-un abuz, în care a umplut Buzăul cu banere în care scria da și după ce și-a dat seama că a încălcat legea, le-a schimbat cu informat. Și l-aș întreba pe domnul Toma și l-a întrebat nu știu câta oară câți bani a cheltuit primăria Buzău, că nu știm, în afară de banii pentru organizarea referendului, pe 300.000 de euro, câți bani a cheltuit acum în această campanie și câți bani a cheltuit în toate banerele care au fost puse ilegal. Pentru că buzoienii au plătit pentru ele. Dar nu ne răspunde. Dumnealui lui apare la spectacolele la Maghiloman, apare la meciurile de fotbal și de handbal. Lucrurile importante nu le aduce în discuție. Nu uita să spună decât că Buzău va fi mare. Da. Ok. Domnul Moraru, acum vreo 3-4 ani cineva a lansat ideea cu trimitere la fostele și actuala administrație. Și domnule, ce nu vă convine? Păi ăla n-a făcut nimic pentru oraș. Ori acum, iată, să fac ditate, cum ar spune Moldoveanu. Oamenii care, cu care vorbesc pe stradă, se zic, domnule, a făcut de toate. Scump, dar face. Prioritate sau nu, dar s-a făcut. Scump sau ieftin, dar s-a făcut. Oamenii au spus, domnule, noi apreciem aceste acțiuni, inițiativele acestea. Faptul că e ceva mai mult dinamit față de restul de precedentele. Da, oamenii compară două decenii în care fostul primar nu a făcut chiar absolut nimic cu ultimele mandate ale domnului Toma, în care s-a mișcat câte ceva. Da. Indiferent ce. Faptul că te-a luat de aici așa pus aici, domnule, s-a făcut ceva. S-a asfaltat calea eroilor, s-a mai peticit pe aici pe acolo, am făcut un generator cu locomotivă, am mai făcut încă un generator. Mai știți altceva în afară de asta? Și să știți că eu rămân așa, nu interzis, că nu e cazul să-mi dai eu cu părere aici, dar oameni care, domnule, haide, domnule, nu e adevărat. Tot ei între ei vorbind așa, că da, a făcut, unul da, unul nu, unul. Pentru că domnul Toma apelează nu la populism și la campanie, el este mereu într-o campanie. Domnul Toma este mereu într-o campanie, mereu anunță Buzăul a bătut Parisul, Buzăul va fi promovat internațional. Domnule, am pe bune. Buzăul nu are un centru medical care să deservească locuitorii județului acesta și ai orașului. Buzăul nu are o șosea de centură ca lumea. Buzăul, bulevardul principal Unirii, are trotuarele din anii 60-70 când s-a fiturat ultima dată. Buzăul nu are o zonă industrială pe moarte. Și noi vorbim de a dezvolta, de a promova, adică de a cheltui niște bani în speranța că vor veni englezii, francezii, belgeni, americani, eu știu mai cine, în vizită în Buzău. E o glumă. Și chiar dacă am face asta și am merge partea de turism al orașului, că nu prea văd ce poate să ofere orașul internațional, județul are ce să ofere, dar nu, Buzău nu are un centru de informare turistică, nu are servicii turistice puse la dispoziție de primărie. Tu degeaba promovezi dacă acel om ajunge până la urmă la tine și rămâne să uită săracul în centrul Buzăului, pe Unirii, încotro să o ia și unde să ducă și ce să vadă. Și poate vrei să-ți cumperi
un suvenir legat de ultimele acțiuni. De ce să n-ai de unde. Domnule, vreau să iau o chestie mică, așa, cu locomotiva de la Buzău. Sau cu o vedere, cu intrarea în... De să spun că... E adevărat că lumea acum își face fotografii, își face selfie, dar oricum, luat ceva și pus acolo, pus într-o carte. Să spun că e multă vorbărie și puține strategie, sau lipsa unei strategii coerente. Buzăul poate, într-adevăr, să atragă regional și eu am zis-o pe aceasta și de anul trecut. Buzăul poate deveni, într-adevăr, un centru regional, pentru că avem o așezare geografică bună. Avem încă ceva industrie care încă mai merge pe aici, toate că multe au dispărut în ultimii 2 ani. Chiar și cu zona industrială. Cum poți să spui că după unirea cu Țintreștiul dezvolt zona industrială? Păi zona industrială a venit în mijlocul orașului. Unde Dumnezeu a mai văzut noi în ultimii ani zone industriale dezvoltate în centrul orașului? Din potrivă, se dau bani ca să te muți în afara orașului. Adică de unde îi lua acest proiect? El este o comedie la un cap la altul. Da, știe foarte bine domnul Thomas să facă această campanie, dar este o campanie goală. Nu are nimic în spate, niciun proiect, nicio asumare, niciun leu pe care să justifice pentru aici. Mi-aș dori, în schimb, să ne ocupăm de lucrurile concrete. Hai să facem o zonă industrială, hai să o revitalizăm pe aia care este. Hai să facem o șosea de centură. Norocul Buzăului este că tot colegul nostru, domnul Dură, ne-a dat această bucată de autostradă care va începe să devină realitate în acest an. Păi știți ce este interesant în toată chestia asta? Noi din partea PSD-ului spunem că o să facem niște multe lucruri interesante pe lângă o autostradă pe care o propune și dacă o termină PSD-ul. Nu e o contradicție? Adică adversarii noștri politici oare ori face chestia asta ca noi să venim pe lângă chestia aia să facem ceva? Păi acum știți, autostrada care de care domnul Thomas a legat în acest proiect nu este șoseaua de centură în care pui 3 buticuri lângă. Adică avem o lege a autostrăzilor. Nu te apuci. Și niște ai buticurile n-aduc cine știe ce. Nu, dar prosperitate. Spun așa, primăria nu se poate lega de autostradă să facă 5, 6 și 7 intrări și 2 hoteluri. Păi este o autostradă a 2 către Constanța. Păi o nebunie și o zăpăcea, nu-i nimic pe acolo, pe nicăieri decât niște benzinări și atât. Deci, managerul autostrăzii nu va fi primăria Buzău. Primăria Buzău ce poate să facă? Să zică, ok, avem această posibilitate de a dezvolta zona respectivă. Dar cu ce o dezvolți? Pentru că, iarăși, auzeam în discuții, vom face cartiere rezidențiale. Unde? Lângă autostradă? Eu îmi pun întrebarea așa cum. Dacă Țintreștiul s-a dezvoltat rezidențial, pe unde vor veni oamenii în Buzău? Că n-au drumul de acces. Nu au. Este un drum, o bandă pe sens, da? Unde, cum vor intra ei pe autostradă? Că nu e în plan nicio intrare din Țintești pe autostradă ca să devină autostrada cumva un inel municipal. Deci astea sunt vorbe. Domnul Toma putea să ceară asta. În momentul când proiectul se lucra, putea zice că, domnule, uite, ăsta e proiectul meu municipal. Vreau și eu să am o centură care să-mi ia traficul de pe oraș și să descalce în autostradă. Un alt deziderat, domnul Muraru, zice așa, apropo de aeroportul civil la Bobocu, da? O parte din aerodromul militar se va transforma în aeroport civil, atât pentru călători, cât și pentru marfă. S-au făcut primele demersuri la factorii decizionali și semnalele sunt bune. Adică domnul Toma a fost la o discuție, nu știu, la o cafea cu cineva și a zis, domnule, aș vrea să fac un aeroport. Și a zis, băi, ne gândim. Nu există așa ceva, nu există nicăieri. Deci, dacă mi-arată și mie cineva un aeroport militar, un aeroport, că este un aeroport militar acum, un aeroport militar deservit de către operațiuni NATO. Atenție, nu e orice aeroport militar, da? Dacă mi-a dat și un aeroport militar NATO, care are și o bucată civilă, nu există așa ceva, sunt trasee diferite. Eu înțeleg că putem să le permite oamenilor ce vrem, cum vrem. Că oamenii nu pot verifica cu cine a vorbit domnul Toma și ce a vorbit domnul Toma și cu cine și despre ce. Dar deci ne putem bate în joc de oameni să-i mințim în halul ăsta. Adică acel aeroport nu va deveni niciodată de uși civil. În primul rând pentru că imaginați-vă, haideți să facem un ediciu de imaginare. Noi să veniți pe aeroportul acela care vine de civil, nu știu, veniți de undeva, din țară sau din afară. Și veniți din concediu. Și în timp ce dumneavoastră aterizați, în fața dumneavoastră o aeronavă mare, nu știu, un avion Hercules care vine cu aparatură militară. Cum s-ar încadra în același spațiu, pe aceeași pistă și pe aceeași logistică cele două avioane?
stăm în aer și coborăm pe frânghi până se eliberează acel culoare. Nu, este o glumă. Alți oameni spuneau în felul următor: dom'le, noi deocamdată nu prea suntem în stare să administrăm ce avem pe aici, să reparăm, să nu știu ce facem cu cablurile alea, nu știu ce să facem cu șanțurile alea, să înlocuim nu știu ce țevi, să facem multe lucruri care sunt aici. Atenție! Și oamenii spun: dom'le, ce bine ne-ar prinde niște lucruri pas cu pas, niște lucruri mărunte, niște lucruri simple, normale. Nu niște deziderate, mare, multe, așa, care sună frumos, care sunt bine, care te înflăcărează, în fine, pentru câtva timp, dar până la urmă tot în realitatea asta românească ajungem. Și atunci, da, dacă noi nu reușim în ceea ce avem, da, unde avem utilitățile, avem gaze, avem apă, avem curent, avem... Când vom reuși noi să ducem aceste utilități în câmpul acela către țintești? Păi, dar avem și acum cartiere care nu au utilități. Cât va dura și cât va costa? Și legat de toată chestia asta, dom'le, e bine. Lumea, eu cred că nu s-ar opune. Și am văzut și oameni decidenți din politică, și oameni de pe stradă, și oameni citiți, și oameni mai puțin citiți. Dom'le, întrebare, chiar este o prioritate? Nu. Unirea asta pentru anul ăsta? Nu. Acum? Vorba lui Moromete când îl întreba pe Nicolae. Tu vrei la școală? Acum? Acum vrei la școală? Da. Da, nu este o prioritate. Este... Acest proiect, vă spun și cum a apărut. Domnul primar mai are momente în care se înflăcărează așa la o idee. Și așa a pornit și proiectul acesta. În primul rând pentru că dacă, repet, dacă era ceva gândit, să avea în spate un proiect argumentat cu niște măsuri concrete, cu niște termene concrete. Dar numai că nu este o prioritate și nu este o prioritate pentru că a plecat de la două idei false. Prima, Buzău nu mai are tren. Ba da, Buzău are tren. Sunt la 1000 de hectare pe care Buzăul le poate aduce în intravila. Deci Buzăul mai are tren. Nu știu ce putem noi construi pe cele 1000 de hectare încât să zicem nu mai avem teren. A, ok, că o parte din terenul aparțin poate de Ministerul Educației, Ministerul Transportului, pentru că mai sunt și astfel de terenuri. Ok, e treaba ta ca să-l aducem municipalitatea. Probabil că e mai simplu să mai luăm așa, câte un pic, câte un pic. Da, avem, nu? Teren avem. Doi la mână, care sunt investițiile pentru care nu avem teren? Că eu n-am înțeles. Doamne, am vrut să construim nu știu ce și n-am găsit teren. Care sunt acelea? Că n-am auzit un proiect de investiții. Da, că nu s-au mai făcut de ani de zile. Nu s-au mai făcut. Și trei, povestea aceasta că noi facem reformă administrativă. Dom'le, nu facem nicio reformă administrativă și vă spun de ce. Reforma administrativă presupune în spate un plan și o analiză. O reformă administrativă nu o faci așa, iei comunele le-ai unit după bunul plac și spui gata, dom'le, am desființat 10 primării. Nu! Pentru că acele comune pe care tu le unești să aibă în continuare servicii, adică de salubritate, de transport, le unești și la final oamenii aia spun, și noi ce facem? Că ne-ați unit 5 comune, dar avem o mașină de gunoi. Și le spui, noi v-am unit. Nu, se face în spate un plan. Orice reformă administrativă presupune ca să ai o analiză socială, educațională, medicală, rutieră, da? Și să poți să spui, e bine să unim, habar n-am, Movila Banului cu Comuna Costești, pentru că au un drum comun, pentru că unul are servicii medicale, altul are o zonă industrială, adică fiecare vine cu ceva în povestea asta. Și atunci se merită. Pentru că dacă e două comune care n-au nimic, dacă sunt sărace și le pui împreună, primăria aceea nu va putea gestiona asta. Domnul Morar, pe perioada când am fost eu școlar, se vorbea în perioada comunistă despre transformarea Galațiului și Brăila împreună să facă un megalopolis. Da, și era vorba despre două orașe și cam tot distanța asta era. Și mult mai ușor se făcea în perioada aceea comunismul, că era cu hăirup, se dădea ordin, se făcea, nu era cu democrație, nu știu ce un alt. Și nu s-a reușit. Două orașe... destul de dezvoltate la vremea respectivă și o distanță cam tot cât este între noi și Țintești. Iată că nu s-a reușit în perioada aceea. De ce s-ar reuși de a merge lucrurile așa? Păi, în primul rând, atunci când faci astfel de uniuni, te asiguri că există capacitatea administrativă. Asta e primul pas. Și întrebarea, eu am mai pus-o, are Primăria Buzău capacitatea administrativă de... ok, poate nu imediat, după un an, după doi, de administrat... tot ce înseamnă, până acolo sunt mai multe sate, nu e un singur sat în comuna Țintești, dar administrat ce înseamnă viața oamenilor de acolo. Pentru că s-a spus, unde facem economie, că dispare o primărie. Păi nu o să dispară o primărie, oamenii o să se mute în Buzău sau pui alți oameni angajați în primărie, pentru că nu poți servi cu aceiași oameni. Economie s-ar face. Da, bun. Deci nu mai argumente puierile. Dar
Ziceați de Băirea Gălaș, am fost de curând acolo și mi-a plăcut imaginea podului nou care se construiește. Zona aceea poate deveni o zonă metropolitană de dezvoltare. Și sunt mai multe zone care merge. Mai ales că e și port. Da, bineînțeles, ar merge voluntariul care ar trebui voluntariul. Zona Ilfăulea, zona asta de voluntari care s-a dezvoltat foarte mult, integrată în București. Ar trebui să dispară sectoarele din București, să fie o administrare comună, pentru că și acolo e tâmpenie. Ai merge într-un sector, la granița sectorului se schimbă trotuarul din roșu în albastru, adică, sau alte... Da. Alte... Viziune centralizată. Da. Ar trebui, pe de altă parte, să știți că nu este ușor să o faci. De ce? Pentru că ai nevoie de capacitate administrativă. Și dau un singur exemplu. Uitați-vă la orașele mari din România. Și nu iau Bucureștiul, unde acolo e cel mai greu de administrat la ora aceasta. Iau Timișoara, iau Constanța. Constanța, adică să luăm Constanța, că e cel bun exemplu pentru această poveste. Cel mai întins oraș după București, care este suprafață. Care este mult în urmă. Care este foarte mult în urmă. Și ce interese economice ar fi trebuit să zbârne și, orașul. Da, acolo. Ce potențial și turism, economic. Și, și port, turism, și portul pentru mărfuri. De ce nu reușește? Pentru că noi, din păcate, în România, și o spun foarte clar, nu avem o școală de administrație bună care să aibă și acces în administrația locală. Că noi așa, școala de administrație, mai găsești oameni, dar mulți dintre ei nu au acces în administrația locală. Noi nu avem o lege a răspunderii administrației locale serioasă. Pentru că nu poți, de exemplu, să-mi vorbești tu mie astăzi în Buzău, dacă eu aș sta într-un cartier din Buzău care nu are utilități, eu m-aș simți discriminat. Adică tu, primarul Buzăului, vii și spui că vei oferi în 4 ani de zile toate utilitățile locuitorilor din Țintej, dar eu stau în Buzău de 30 de ani de zile și încă nu le-am. Asta nu este capacitate administrativă. Nu poți să faci asemenea discriminări între un om care este astăzi locuitor al orașului și care ți-a plătit taxe 30 de ani și unul care încă nu este. Dar capacitatea administrativă vine în altceva, din proiecte de dezvoltare. Din păcate, foarte puține primării de oraș din România, asta nu mai zic la sat, gândesc proiecte de dezvoltare serioase. De obicei sunt hirupisme. PNDL, mai asfaltăm, mai schimbăm două borduri. Aia nu e dezvoltare, aia este mentenanță, întreținere. Dezvoltare presupune ca tu să reușești să oferi în primul rând o dezvoltare economică. Fără dezvoltare economică, tu nu vei reuși să ai un buget mai mare. Da? Ca să poți să investești în parcuri, în școli, în ce vrei tu. Dezvoltarea economică îți aduce taxe, îți aduce locuri de muncă. Păi, noi aici suntem deficitat. Dezvoltarea economică în România, aproape că nu există în obiectivele la foarte multe primării și foarte mulți primari. De ce? Unul că nu interesează, ne împrumutăm, mai vine statul cu un PNDL, mai mergem la trezorie pentru un împrumut și o scoatem la capăt până trece mandatul. Dezvoltarea economică, în schimb, că de asta avem și această migrație masivă a românilor de la orașele mici, de la comunele depopulate, către orașe sau către Europa, pentru că nu sunt mulțumiți de viața economică de acolo, în primul rând. Da? După care adaugi servicii de educație, servicii medicale, infrastructura. Dar omul respectiv nu e mulțumit de salariul pe care îl câștigă. Și dacă nu este mulțumit că nu-și găsește un loc de muncă stabil, tu poți să gândești ce vrea. Fără dezvoltare economică, nu ai ce să faci. Iar Buzăul are ce este deficitat. Nu avem, din păcate, un program și ar trebui să-l avem pentru că suntem bine poziționat geografic. Aceasta, eu în locul domnului Toma, când am auzit de autostradă, nici nu făceam unirea cu Țintești. Eu ziceam, e timpul, având autostrada, da, e timpul să gândim o strategie economică coerentă pe care să o punem în următorii 2-3 ani până e gata autostrada la punct și să investim acolo. Mă bucur că a venit Consiliul Județean și a zis, facem un parc industrial de 400 de hectare. Asta trebuia să facă domnul Toma, la început. Nu referendumul ăsta. Că poate să facă parcul industrial și acum, dacă vrea în Țintești. Nu asta e problema. Problema este că un parc industrial înseamnă că tu, ca primărie, gândești niște facilități, îți gândești niște axe de dezvoltare economică, investești și faci un program cu Ministerul Educației ca să ai forță de muncă. Ce înseamnă asta? Dacă tu vrei să dezvolți, să zicem, siderurgie, trebuie să ai școlile respective în zona respectivă, să ai școli profesionale. Astfel n-ai forță de muncă, vine investitorul și pe cine angajează. Așa se gândește strategia economică. Mai departe, a da cu val, a pune panseluțe, a face campanie, banii primării, aia e foarte ușor.
Foarte ușor este. Domnule Moraru, fără a avea pretenția că ne-am lămurit sau că am reușit să lămurim pe toată lumea, legat și de un aspect și de celălalt și cu speranța că nu vom fi caracterizați drept hater, pentru că am văzut că acum așa să mai practic acum, da, în momentul în care orice cetățean își dă cu părerea, inclusiv și pe banii lui, că și noi plătim taxe și impozite, cu această dorință sinceră de a nu fi declarați hater legat de proiectul Țintești. Vă mulțumesc pentru prezență, vă doresc multă baftă și poate până luni, cine știe, iese ceea ce vă doriți, încât să nu fie nevoie să depuneți acea... Ca încheiere ceea dumneavoastră cu hater, aceiași oameni care au spus că cei la USR Plus sunt hateri, spuneau până de curând, ei nu sunt politicieni, ei calitate neglijabilă. Da, stai pe margine, da, și critici. Acum pe cei că care... spunem că depunem moțiunea și dăm jos guvernul, zice, domnule, stați, domnule, cum adică? USR Plus a ajuns un partid matur. Și uitați-vă, noi avem alegeri acum, uitați-vă cum e campania internă la noi și uitați-vă cum e campania internă la PNL. Cred că maturitatea le-a USR Plus, nu la PNL. Da. Nu știu, spre exemplu, cred că oamenii ar fi dezamăgiți dacă, iată, pentru a nu știu câta oară, opoziția, asta dacă facem așa un remember, cine a condus de la... din 1990 și până astăzi, dacă opoziția ar da din nou kicks. Chiar ar fi o dezamăgire și, din păcate, parcă e așa un blestem, opoziția de câte ori a venit la putere, tot timpul a dat cu ăștia în gard, din păcate. Sunt de acord, pentru că opoziția de foarte multe ori, și mă refer acum la colegii de la PNL, au foarte multe poniri și obiceiuri de la PSD. M-am înțeles. Cu speranța că ne vom face bine și mai apucăm și noi, măcar cel puțin până la pensie, nu? Cei 70 de ani care se preconizează că... Să vedem dacă pensia va fi la 70 când vom mange noi acum, da? Poate să fie la 80, cine da, știe. Da. Cu această speranță, vă mulțumesc frumos pentru prezență, așa cum vă mulțumesc și pentru dumneavoastră pentru atenția cu care sunt convins că ne-ați urmărit. Vă doresc un weekend plăcut și ne întâlnim luni la o nouă emisiune, de data aceasta, de Profil Sportiv.